Bun, de la Roșca Magdalena, cum manifestăm înțelepciune în relațiile cu cei din jur, în căsnicie, cu soțul și copiii? Care sunt aspectele practice? Știți că ea este cu aspectele practice și bine face. Și eu o să vă dau câteva chestii chiar practice. În primul rând, manifestarea înțelepciunii în relațiile noastre din familie poate să implice mai multe aspecte practice și câteva modalități. În primul rând, foarte importantă, comunicarea deschisă, bazată pe respect. Înțelepciunea în comunicare, ce înseamnă? Să fii sincer și deschis, să exprimi, să-ți exprimi gândurile, sentimentele, nevoile, da? Să poți să vorbești despre ele, dar și să asculți cu atenție și să acorzi respect punctelor de vedere care pot fi diferite ale celorlalți. Evită critica și judecata și încurajează un dialog constructiv și empatic. Deci asta despre comunicare, empatie și înțelegere. Înțelepciunea în relații implică capacitatea de a te pune în locul celorlalți și de a înțelege perspectivele și experiențele lor. Arată empatie față de soț și copii, încurajându-i să împărtășească liber ceea ce simt și ceea ce trăiesc. Deci fără critică, fără judecată, fără să sari, da? La ei, că altfel nu mai fac asta. Gestionarea conflictelor, foarte important. Fiind conștient de tine însuți și de emoțiile tale, poți aborda conflictele într-un mod calm și rațional. Înțelepciunea în gestionarea conflictelor înseamnă să eviți reacțiile impulsive sau agresive și să cauți soluții care să respecte nevoile și dorințele tuturor membrilor familiei. Stabilitate și angajament. Înțelepciunea în familie implică angajamentul pe termen lung și capacitatea de a fi stabil și solidar în fața dificultăților și provocărilor. Și câte cazuri, dragii mei, nu sunt, care își ia bocceluța frumușel, vorba vine, și uite așa se fac nevăzuți când dau de greu. Și știu cazuri concrete, da, de soț care și-a părăsit soția cu copilul cu nevoi speciale pentru că n-a putut să mai ducă, da, a fost prea mult pentru el. Câte cazuri nu sunt, da, din acestea în fața dificultăților clachează. O altă modalitate, învățare și creștere continuă. Dragii, cu cât suntem mai deschiși la învățare și la dezvoltare personală, acest lucru, să știți că încurajează și pe ceilalți membri ai familiei să facă același lucru. Și eu știu de la doamnele mele din Clubul Femeilor Puternice, da, cum copiii sunt mai deschiși, cum soților sunt mai deschiși, văd progresele și cum comunicarea și relațiile decurg mult mai frumos și mai armonios acolo în familie. Deci, ce se întâmplă? Relațiile evoluează și să fim dispuși să ne adaptăm și să creștem împreună. Deci dezvoltarea personală ne aduce împreună.